Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din scandal al facturilor umflate, președintele ANRE... ANRE este agenția care monitorizează și reglementează piața energiei din România. Sau ar trebui să facă asta? Aparent nu se ocupă mai de nimic. În perioada asta. Da, în ultimele luni nu i-am văzut vorbind pe nicăieri, nu au nicio opinie, nu știu nimic, nu zic nimic și, mă rog, noi suntem, trebuie să plătim facturile mari. Deci președintele ANRE, domnul Chiriță îl cheamă Dumitru Chiriță, este un fost lider sindical și fost electrician șef de tură, a plecat la plajă în Punta Cana. E practic primul care s-a prins că trebuie să emigrăm la căldură. El a știut, a avut informații din interior, a știut, mamă, vine nasol de tot cu prețul la gaze, nu știu ce. Ia să-mi iau de vacanță. Cum facem economie la factura la gaze? Plecăm la plajă în Republica Dominicană. Eu zic că s-a dus la Survivor. Da. E rezervă pe acolo și intră în locul... Da. Eu cred că intră în locul lui Cerebel, dacă îl scoate afară pe Cerebel sau pe Zmărândescu. Nu cred că are ce-i trebuie. Dar ne-a lăsat pe noi să supraviețuim aici. Cine ce rebel? Da, la Dominicana. Versiunea oficială pe care o cunosc funcționarii ANRE este că președintele se află în concediu din motive medicale, scrie publicația cursdeguvernare.ro. S-a îmbolnăvit de nervi cu prețurile astea mari. Posibil. L-a luat cam. Cred că i s-a recomandat să-și crească vitamina D. Pentru aport de vitamina D aveți nevoie să stați la soare. Și atunci dânsul a zis, cum iau eu niște vitamina D? Mă duc până la farmacie sau mă duc în Punta Cana? Până în Punta Cana, la farmacie am mai fost. Da. Domnul Dumitru Chiriță, deci, lipsește din instituție de vinerea trecută. Luni a fost văzut în zona Punta Cana insulei. Cum a fost văzut? În sensul că și-o fi publicat omul vreun selfie sau ceva de genul ăsta. Să intrăm pe Facebook. Da. Nu a putut fi contactat pentru a lămuri diferența. Clar. Trebuie roaming. Da, clar, e la Survivor. Da. I-au luat. Ce sunt pe roaming-ul prin țările de astea? Cred că își poate permite. Pentru că dânsul are, deci în 2000, anul trecut, a câștigat din funcția asta 700.000 de lei. Au. În 2020, mă scuzați. În 2020. Deci, practic, 12.000 de euro pe lună. Practic, dânsul s-a pregătit de facturile mai mari din timp. Da. Vin facturile alea mari, cum facem? 12.000 de euro pe lună, funcție de șef ANRE. Repet. Luca a început să... Sunt niște joburi interesante. Sunt niște joburi interesante pentru anumiți premianți. Dânsul vine de la PSD. Deci a fost șef de tură, s-a făcut sindicalist, a intrat în PSD, este drumul clasic. Noi nu cred că ne calificăm. Și nu ne calificăm deloc. Și asta, PSD-ul i-a dat această funcțioară, această slujbușoară. Da, da. Sinecurică la stat. N-avem nicio șansă. Am fost văzut la girafă, da, acum câțiva ani și nu cred că prindem vreo funcție. După cum l-au trimis și pe la NRE și pe fratele baronului local Paul Sănescu din PSD. A explicat domnul Ciolacu, care are o ingenuitate de asta, e și uneori are niște naivități uluitoare pentru un om politic. Știți că am vorbit despre asta în urmă cu vreo lună. A ieșit scandal la ANRE. Domnul n-avea nici în clinici în mânecă cu ANRE-ul, lucrase prin agricultură ceva. Și scandal. Cum l-ați... De ce domnul acesta, fratele domnului Stănescu? Și a zis, păi, domnul Stănescu nu a avut loc. N-a mai intrat în Parlament. E colegul nostru, n-a mai intrat în Parlament și trebuia să-i dăm ceva. Total, adică să zicem naivitate, să zicem prostie, dar binele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.